Buzele mari, dorite de femei și iubite de bărbați. Deși se obțin ușor și permanent în cabinetul medicului estetician, astăzi avem o soluție mult mai accesibilă, din make-up. Aflăm de la make-up artistul Adina Vlad care sunt cei trei pași pe care trebuie să-i parcurgem pentru a obține rezultatul mult dorit. Astăzi vreau să mă învăț cum să dăm un plus volum buzelor prin make-up. Ca și la contouring, ne uităm în oglindă și încercăm să determinăm culoarea umbrei pe care o face, de exemplu, nasul sau pometele. Tot timpul o să observăm că este o culoare maro spre gri. Atunci eu ce vreau să fac? Să-mi iau un creion de buze exact cam în această culoare. Adică un nude, dar un nude mai rece, mai spre gri, mai spre maro. Buzele pline și bine conturate au fost întotdeauna un simbol al frumuseții și senzualității. Cu toate acestea, nu toată lumea se naște cu buze perfecte, iar uneori dorim să le îmbunătățim aspectul. Chiar dacă natura nu a fost generoasă cu noi, putem obține acest efect cu ajutorul machiajului. Iau genul acesta de culoare și ca să pară buza de jos un pic mai voluptoasă, foarte discret, am desenat o linie, o blurăm și acum ai impresia că buza mea de jos e un pic mai groasă. Mărirea buzelor din punct de vedere vizual poate fi realizată cel mai bine cu un creion pentru contur. Cu ajutorul lui se poate accentua forma buzelor, iar pentru a le oferi un plus de volum, se poate depăși ușor linia lor naturală. Mare atenție însă, să nu exagerezi, deoarece aspectul obținut nu va mai părea natural. La fel voi face și sus, în arcul lui Cupidon. Acest truc, să-i spunem, e bun pentru orice fată, orice formă sau grosime ar avea. Atunci când vrem să conturăm întreaga buză, vom intra pe conturul nostru natural. Un alt pas extrem de important în mărirea buzelor prin machiaj este alegerea rujului. Rujurile mate pot oferi un efect plin și de lungă durată, în timp ce buzele lucioase pot da un aspect mai senzual. Al doilea produs pe care aș vrea să-l folosesc este un ruj care pleacă tot așa într-o zonă mai nude. Îl întindem bine. Un alt truc pentru buze irezistibile este uleiul de cocos, care le poate hidrata profund. Acesta trebuie folosit înainte de culcare pentru a le păstra moi peste noapte. Și pasul 3 o să vă surprindă. Trebuie să dăm volum. Volumul va fi dat întotdeauna de culori deschise, si de fate sau mate. Eu în cazul de față o să iau un pic de corector. Poate fi evident și fond de ten. Poate fi și o pudră, poate fi și o culoare de SIDEF. Am primit un plus de volum atunci când am adăugat această culoare deschisă pe mijlocul buzelor. Iar ca lucrul să fie finisat complet, puteți apela și la un lip plumper. Unele dintre ele produc un efect temporar de umplere a buzelor prin prisma ingredientelor ce produc inflamație. De exemplu, piper, ulei de scorțișoară și de mentă, dar trebuie să țineți cont că acestea pot de asemenea să cauzeze iritații. Recomandat este să alegeți un lip plumper cu ingrediente hidratante. Un ultim pas, dacă vă doriți, puteți să adăugați gloss exact acolo unde ați pus culoarea deschisă. De obicei, glossurile au efectul acesta de volum. Anul